Din acest an, părinții salariați primesc o deducere personală suplimentară de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la școală, grădiniță sau creșă, indiferent de nivelul veniturilor. Din ianuarie 2023, părinții care realizează venituri din salarii beneficiază de o deducere personală suplimentară din impozitul pe venit de 100 de lei pentru fiecare copil înscris la creșă, grădiniță sau școală, conform informațiilor transmise de Federația Națională a Părinților. Concret, ordonanța Guvernului numărul 16 din 15 iulie 2022 stabilește că deducerea personală suplimentară se acordă părinților care au salarii indiferent de nivelul acestora. Copilul trebuie să fie înscris într-o unitate de învățământ. În situația în care copilul este întreținut de ambii părinți, atunci deducerea personală suplimentară se acordă unuia dintre părinți. Părintele trebuie să prezinte documentul care să ateste înscrierea copilului într-o unitate de învățământ și o declarație pe propria răspundere. Măsura ar putea ajuta la scăderea ratei de abandon școlar, care în ultimii ani a crescut dramatic.